anul acesta am semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu finanțare europeană privind cultura Hamangia. Se numește Restaurarea moștenirii culturale unice comune și promovarea produsului turistic comun Hamangia, prima civilizație a vechii Europei. Este un proiect pe care noi îl implementăm în parteneriat cu Bulgaria, cu Șabla. Ei sunt liderul de proiect, noi suntem parteneri. Este un proiect cu o valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro. Partea orașului Cernavodă este de aproximativ 710.000 de euro. 650.000 sunt cheltuieli eligibile, iar restul sunt bani pe care îi vom pune noi din bugetul local. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile care ne vor fi returnate din fonduri europene, iar cheltuielile neeligibile sunt cele care rămân să se facă din bugetul local. 98% sunt bani care se finanțează de la Uniunea Europeană, iar 2% sunt bani care trebuie să-i pună cofinanțarea orașului Cernavodă, pe care trebuie să o punem, 2%. Avem în oraș două clădiri pe care ne dorim să le reabilităm și să le dotăm corespunzător. Una dintre ele este clădirea actualului Muzeu de Istorie, pe care vrem să o transformăm în centru Hamangia, un muzeu dedicat culturii Hamangia. Vom reabilita clădirea, vom moderniza și dota fiecare sală cu echipamente moderne. Ne aflăm la Muzeul de Istorie Axiopolis, muzeu pe care ne dorim să-l transformăm în centrul culturii Hamangia. Aici suntem într-o sală pe care o vom transforma în sala interactivă a muzeului, să zic așa. Va fi amenajată pentru ca vizitatorii să ia contact, să zic, cu cultura Hamangia. Aici va exista un panou digital de unde vizitatorii vor putea culege diverse informații, imagini, cu artefacte, hărți, curiozități. Deci va fi sala unde vor lua contact cu cultura Hamangia. Aici. Aici ne aflăm în cea de-a doua sală, camera funerară, am zis noi, unde se dorește reconstituirea unui mormânt neolitic din perioada culturii Hamangia, care va fi așezat într-o vitrină transparentă din sticlă. Vor fi vitrine expoziționale suspendate, panouri informative. Asta este cea de-a treia sală, locuința neolitică. În această sală se va reprezenta în secțiune o locuință din perioada neolitică, din perioada culturii Hamangia, cu elementele care o caracterizau, adică vatră, pat, război de țesut, ustensile domestice din acea epocă, din care să reiasă organizarea interioară a locuinței. Ne aflăm în sala care va fi dedicată olăritului, principala activitate a oamenilor din perioada neolitică. Aici vor fi expuse diverse obiecte din lut, ceramică. Este sala dedicată gânditorului, celor două statuete, gânditorul și femeia așezând. Este punctul de atracție al muzeului, al noului muzeu, să zic așa. Aici vor fi replici ale celor două statuete, poziționate central pe suporturi rotative. Panouri unde vor fi descrise diverse informații, prezentate diverse informații despre statuete, precum și tablouri din viața cotidiană a oamenilor din acea perioadă. Mai avem încă o clădire într-un stadiu avansat de deteriorare pe care ne dorim să o refacem. Clădire pe care ne dorim să o salvăm, să zic așa, să o reabilităm și să o transformăm într-un atelier de olărit, atelierul Gânditorul, o să se numească. Se vor face cursuri cu copii, cu elevi, cu studenți, cu cine va vrea să vină acolo. La parter vom avea un cuptor unde se va arde ceramica pe care... Așa, exact. La etaj, ce se poate observa din etaj, va fi o sală de expoziție unde vor fi expuse lucrările copiilor. E un proiect interesant.
modern. O să punem în valoare cultura Hamangia. Cele mai reprezentative artefacte, să zic așa, sunt gânditorul și femeia șezând, care au fost descoperite în anul 1956 pe dalul Sofia, aici la Cernavodă. Ele în prezent se află la Muzeul de Istorie Națională din București, într-un sediu. Proiectul este finanțat prin programul Interreg 5A România-Bulgaria. Este un program transnațional. Așa este finanțarea. Trebuie făcută în două țări. Sperăm ca în vară să trecem efectiv la execuția lucrărilor, adică la reabilitarea clădirilor, dotarea lor. Execuția efectivă a lucrărilor, proiectul se întinde pe o perioadă de 3 ani. Lucrări de construcție, sunt și niște studii care trebuie făcute pe cultura Hamangia, niște conferințe, deci perioada asta de 3 ani include toate. Trebuie să facem un studiu pe cultura Hamangia, un studiu comun pe care îl vom face atât noi, cât și partea bulgară, după care se va centraliza. Acesta este unul din obiectivele proiectului. Că sunt destule persoane care nu cunosc cultura Hamangia, care nu știu ce s-a descoperit în orașul nostru și în orașul bulgar. Și făcând studiul ăsta, efectiv, oamenii vor să știe ce înseamnă cultura Hamangia. Înțeleg.